Bună seara, stimați telespectatori, și bine ați revenit la Time Out. Time Out, o emisiune care astăzi intră în lumea sportului cu mingea la coș și l-are ca invitat pe Ionuț Ivan, managerul formației Petrolul CSM Ploiești. Bună, Ionuț, bine ai venit în cadrul emisiunii. Bună seara, bine v-am găsit. Hai să începem, că lumea te cunoaște, știe despre ce e vorba. Spune-mi, te rog, un nou sezon, o nouă provocare. Într-adevăr, putem spune că e cel mai greu sezon. Așa ai zis anul trecut, nu uit. Da, dar anul acesta consider că este cel mai greu sezon prin prisma faptului că anul acesta, pentru prima dată, cred că sunt patru echipe care retrogradează. Aici e dilema. Aici este cea mai mare problemă, pentru că bătălia va fi foarte mare și prin prisma acestui lucru spun că va fi cel mai greu sezon. Adică voi așa, între voi, lumea sportului, okay, cam estimează care ar trebui să fie cele patru echipe. Și te întreb, fără să dăm nume, dintre cele patru echipe astea care ar urma să iasă, sunt și ele întărite la momentul ăsta? Da. Adică întărite la modul la care să spere să nu cadă? Da, păi uitați-vă, spre exemplu, Brașovul, care este un nou promovat, a adus un jucător care are 80 de meciuri active în NBA. Ma. Un astfel de jucător este în jur de 20.000 de euro pe lună. Păi și de unde dă banii ăștia? La toate cluburile de basket din Liga Națională, cam 90% din buget reprezintă bani de la bugetele locale. Și în cele mai bune cazuri 10% vin din partea privată. Hai să vorbim despre bani în partea următoare a emisiunii, pentru că mi-am propus să discutăm despre paralela asta dintre un sezon și altul. Urmă cu două săptămâni s-au reluat pregătirile. Vorbește-ne, te rog, despre componența noului lot, despre plecările suferite și noi veniți și o să rog regia să difuzeze, să deruleze câteva din imaginile surprinse la acest prim antrenament, urmând ca după ce discuți și după ce îmi spui tu treaba asta, să-l ascultăm și pe antrenorul Mihai Popa cu cele câteva cuvinte spuse la final de antrenament. Din lotul vechi, la nivelul jucătorilor străini, am abordat puțin diferit, în sensul că în loc de 6 jucători străini, anul acesta am ales să jucăm decât cu 5. Doar 2 dintre aceștia 5 au făcut parte din lotul din sezonul trecut. E vorba de Veliko Brkić și Kenneth Vandenberg. Restul 3 sunt jucători noi. Am ales această soluție prin prisma faptului că federația din acest sezon a introdus regula obligatorie cu 2 români pe tot parcursul meciului în teren, dar și pentru a da mai multă încredere și un timp mai mare de joc jucătorilor crescuți în cadrul clubului nostru. Tu estimezi că a făcut bine federația cu mișcarea asta? Este decizia ei. Eu, sincer, dacă vor să crească, din punctul meu de vedere, dacă vor să crească tinerii jucători, eu cred că unul dintre aceștia doi ar trebui să fie U21, a spune eu. Pentru că în felul ăsta toată lumea ar fi crescut jucătorii tineri și nu ar mai fi prelungit contracte la jucători de 38-40 de ani. Dar nu fiecare are în loturi astfel de jucători? Nu. La echipele mici? Nu. Nu? Nu. Păi știu că voi sunteți aliniați de la U14 până la echipa mare. Da, dar noi suntem un caz special. De la început am plecat pe ideea asta de a construi o infrastructură puternică de la nivel de copii și juniori, urmând ca treptat să promovăm copiii de perspectivă către echipa de seniori. Anul acesta înscriem și echipa de Liga 1, a doua divizie valorică în eșalonul basketbalistic, tocmai pentru a ajuta copiii din centrul nostru de copii și juniori să facă tranziția mai ușor către seniorat. Se aude bine. Nu știu, mie cel puțin îmi face plăcere când aud că un club al municipalității, chiar dacă se numește și Petrolul, face ceva și se vede ce face. Adică nu că face ceva, doar că face ceva de dragul de a face. Da, nu. Noi, m-am spus, vrem să oferim acestor copii, chiar avem copii foarte talentați, s-a putut vedea acest lucru în rezultatele pe care le-am avut la nivel de copii și juniori în sezonul precedent. Campion național, U14, U15, U16, U17,
S-a văzut calitatea acestor juniori care merită să primească o șansă către seniorat. Știu că pare o utopie ceea ce te întreb, dar n-am voie să ratez întrebarea asta dacă tot vin atât de mulți din urmă. Okay. Spune-mi, te rog, s-ar putea ca într-o perioadă de vreme, 2 ani, 1 an, 4 ani, 3 ani, să vedem la Ploiești o echipă eminamente alcătuită din români? Ăsta ar fi idealul pe care noi ne-l dorim. Acum, sau să reformulez, ar putea fi în România o astfel de echipă? Ar putea fi, dar problema principală ar fi în momentul în care acești copii se ridică ca și valoare. Vă dați seama că toate cluburile din țară, și când spun toate cluburile din țară, mă refer Cluj, Oradea, cluburi cu putere financiară, și iar o să-i targeteze. Vă dați seama. Cluj, da, în momentul ăsta, să... tot la fel, în jur de 20.000 de euro lui Eni Cățe, un român cam cel mai valoros 20 român. 20.000 de euro? La momentul ăsta, vă dați seama că pentru ei e ușor să ia orice. Da, pentru că sunt firme mari care sunt în spatele lor și nu numai municipalitatea, care și ea, și am înțeles că și universitatea este cu bani acolo. Acolo principalul sponsor este BT, Banca Transilvania, care dă foarte mulți bani, este un proiect foarte, foarte frumos pentru România, dar și ei au început așa treptat. Mm-hmm. Noi nu avem aici? Sperăm ca și noi să ajungem acolo, dar trebuie răbdare. Oricum, performanțele pe care noi am reușit să le obținem la nivel de junior și tot proiectul acesta să meargă mai departe, pentru toate astea și municipalitatea, primăria Ploiești are un mare credit, pentru că am avut într-adevăr liniște și susținere din partea lor să putem dezvolta acest proiect și, am spus, e un proces de durată, nimic nu se poate face peste noapte, trebuie să avem răbdare ca acești copii să crească sănătos, să crească frumos și cu siguranță o să-i vedem pe prima scenă basketbalistică. Îți spun o întrebare care nu se pune, dar n-am voie să o ratez. Mă rog. Vă iubește cineva aici la primărie de merg lucrurile bine la echipa de basket? Pentru că la alte echipe, pendinte de clubul sportiv municipal, nu prea merg lucrurile rotund. Merg, dar parcă merg într-o inerție. Aici văd că ne dorim, facem, câștigăm, ne înălțăm, mai vrem. Nu știu ce să vă spun despre alte secții, pentru că eu chiar nu cunosc... Nu, e o întrebare, ți-am pus-o altfel. Vă iubește cineva? Eu sper că da. Nu știu să vă spun dacă... Nu știi să ne spui, dar ai vrea să vă iubesc. Chiar am vrea să ne iubească toată lumea. Uh-huh. Suntem echipa Ploieștiului. Haideți să vedem ce spune și antrenorul Mihai Popa și rog regia să mă ajute cu aceste cuvinte ale lui. Reunirea să fim toți, dar am încercat să clădim o echipă și să structurăm o echipă atât pe experimentată cât și cu jucători care încercăm să-i promovăm cât mai mult din pepiniera noastră. Ne așteaptă un sezon dificil. După cum știți, regulile s-au schimbat în acest campionat, dar vor trebui să jucăm cu doi jucători români în permanență pe teren și implicit asta o să ne arate cât de mult și cât de important sunt jucătorii români în momentul de față. Această regulă poate influența ierarhia? Ierarhia clasamentului? Da. Cu siguranță, ce echipe se vor adapta mult mai repede și, bineînțeles, jucătorii vor da dovadă de, în primul rând, maturitate la noi, cum și consistență în joc, dar vor avea mai mult succes. Contează foarte mult la început să formăm o chimie cât mai bună. Avem trei jucători străini noi și plus încă un jucător român cu experiență care l-am dorit foarte mult, pe Vlad Corpordean. Și vom vedea cât de repede putem să ne închegăm și să jucăm un basket de calitate. În urma plecărilor și a noilor veniri, cum apreciezi lotul față de anul trecut? Eu zic că avem un lot destul de solid. Acum, v-am spus, s-au schimbat datele problemei, având în vedere nou regulament de desfășurare a competiției, dar vom vedea
cât de mult, cât de important și cât de puternice vor fi celelalte echipe, da? Nimeni nu știe la ce să se aștepte exact în acest sezon, dar încercăm să muncim cât mai bine și să putem încheia echipa cât mai repede. L-am întrebat pe Mihai, după cum ai sesizat, cum apreciază evoluția copiilor, na, față de mine copii, de anul trecut. Te întrebi pe tine același lucru. Tu cum vezi evoluția echipei de anul trecut? Echipei de... mari. Nu știu exact la ce vă referiți. Echipe. Mă refer la cum s-a exprimat, a fost la un pas să fie prezent în play-off, a decăzut fulminant cu 4 înfrângeri. Da. Consider că am avut o evoluție bună. Am avut câteva accidentări în momentul acela cheie în care am pierdut cele 4 meciuri la rând, care ne-au împiedicat să ne pregătim în efectiv complet și cred că de acolo totul a mers așa în jos, să spunem. Mm-hmm. Dar cred că am avut un parcurs ok. Era loc și de mai bine, dar cred că am avut un parcurs ok. Care crezi că sunt punctele forte ale acestui sezon? În primul rând, faptul că am reușit să îi ținem pe Veljko Brkić și Kenneth Vandenberg, care în momentul ăsta reprezintă... Ce înseamnă am reușit să-i ținem? Adică au venit pe aceleași, vin pe aceleași sume de bani ca anul trecut? Sau au crescut? Aproximativ aceleași. Au crescut, dar foarte puțin. Mm-hmm. Adică au ales să rămână la noi, deși au avut oferte și din alte părți, pentru a putea continua ceea ce am început aici și nu am reușit să facem atât de bine anul trecut. Curioasă chestia asta la basket. Totdeauna mie mi-a plăcut. În ideea în care, frate, să termină campionatul, parcă se termină totul. Omul poate să plece, are ofertă, poate să plece, tu poți să-l aduci pe altul fără probleme, dacă te înțelegi da, cu da, el. Pentru că majoritatea contractelor la noi sunt semnate pe un singur an competițional. Așa se face? Așa se practică, nu peste tot, dar... E mai bine? Majoritatea sunt așa, nu e mai bine, te împiedică. La multe de lucruri. Piedică când omul îl vezi că... Când este foarte bun, când are un sezon foarte bun, automat este foarte greu să-l ții după un sezon foarte bun, să-l ții pe aceiași bani. Pe când cu un contract ferm era obligat să rămână. E obligat să rămână, da. Sau dar probabil un contract ferm înseamnă și alți bani. Da, pretențiile financiare sunt diferite, dar la noi problema cu semnatul pe 2 ani este că încă nu s-a găsit o formulă juridică pentru a putea angaja cheltuieli bugetare pe 2 ani de zile. Am înțeles. Și am ajuns, am făcut ce am făcut și am ajuns tot de unde am plecat. Păi dacă anul trecut ați avut, de exemplu, 5 lei, anul ăsta aveți 6? Nu, avem același buget ca și sezonul trecut. Știi, am auzit și mi este foarte clară pe de-o parte și neclară pe două părți. Bună. Cum e expresia asta, nu joacă bugetul? Păi nu întotdeauna totul este despre acel buget, pentru că acel buget se poate cheltui în mod diferit, adică fiecare club alege să-și distribuie banii pe care are disponibil în buget cum consideră necesar, adică pentru partea salarială atribuie o anumită sumă, pentru partea de cantonamente poate atribui o sumă mai mare. Nu e cazul nostru, n-am avut în parte 3 ani de zile, n-am avut niciun cantonament. Dar banii care s-ar fi putut duce în cantonamente sau în alte materiale, i-am pus pe salarii și atunci putem fi oarecum competitivi din punctul ăsta de vedere. Și e bine așa? Păi, din punctul nostru de vedere, al meu și al lui Mihai Popa, considerăm că asta este singura variantă pe care echipele cu buget mic, singura variantă pe care o au. A, deci mergeți pe sărăcie, ca să... Hai să vorbim în limba română. Da, suntem una dintre echipele cu cel mai mic buget, dar un alt avantaj, cum ați întrebat puțin mai devreme, pe care îl avem, este faptul că noi, venind cu copii din pepiniera proprie, nu suntem nevoiți să cumpărăm jucători români. De genul ăsta. Da, și atunci și ei de oamenii aici, plus că stau acasă, mănâncă. Da, a? Și din plus salarial, că oricine vine aici... Și salarial? Ăla cere ortoi? Ăsta? Da. Care este jucătorul cel mai bine plătit în momentul de față din echipă?
E ăsta care l-ați adus, americanul ăsta bănuiesc. Nu, este Veliko Brkić, în general jucătorii. Cel care a rămas, cum ar veni. În general, jucătorii de talie sunt cei mai scumpi. Uh-huh. El e cel care ar trebui să arate într-un anume fel în acest sezon? Păi, prin prisma sezonului trecut, dacă vă uitați pe statistica de pe Federația Română de Basket, o să vedeți că a fost cel mai bun marcator al echipei, dacă nu mă înșer, cu 15 puncte marcate pe noi, și cel mai bun recuperator al echipei. Deci, ți se pare mult? Mult în sensul sau de suficient? De nu ca număr de puncte, da. Mi se pare că este un jucător eficient și un jucător care ne ajută enorm. Are proiectul ăsta despre care spuneai al Federației Române de Fotbal o mai mare deschidere din punctul tău de vedere pentru a promova jucători români pentru echipa națională? Eu v-am spus mai devreme părerea mea. Cred că e binevenită regula cu mai mulți români, e normal să avem mai mulți români, dar eu personal consider că ar fi fost bine ca dintre cei doi, unul să fie U21. În felul ăsta forțai pe toată lumea să crească jucătorii tineri. Dar voi, nu voi, tu. Bordul clubului nu are legături la federație ca să explicați treaba asta? Să o propuneți? Au fost mai multe propuneri, dar propunerile sunt analizate de Consiliul Director. În final, Consiliul Director al federației este cel care ia decizia finală. Noi avem decât un rol consultativ, adică putem decât să facem propuneri. Fără ca să țină cont de ele? De unele se ține, de altele nu. Depinde de, v-am spus, de Consiliul Director. Transferurile vei. L-ați adus pe Reggie Johnson. La jucătorii străini. Reginald Johnson. L-ați adus pe Shane Henry. Da. Și l-ați adus pe Kenneth Carpenter. Yes? Da. Dintre ei, ce am văzut și eu la pregătirea asta, așa ca și disponibilitate, ca și mobilitate în primul rând, mi-a sărit în față Shane Henry ăsta. Este un băiat care servește basketul ăsta american, spectacol. Da, este un jucător spectaculos cu niște calități fizice impresionante, care consider că o să ne ajute foarte, foarte mult. Este un profil de jucător care ne-a lipsit, spun eu, sezonul trecut și cred că ne va ajuta foarte mult. El ar trebui să fie omul spectacol al CSM-ului? Cred că o să fie cel mai spectaculos jucător, da. Adică, știi cum e, lumea vine la meciuri. Corect. Lumea vine la meciuri și își creează idoli. Își creează plăceri în a se uita la cineva, la ceva. Când spun spectacol, la asta mă referi, la genul ăsta de sportiv care are o mobilitate cu totul și cu totul ește din comun. Are o detentă absolut fascinantă. Am văzut că sare, bagă și cotul în inel. O plăcere să urmărești. Dar, cum sunt ei, cum sunt americanii ăștia, ei îți câștigă un meci, ei îți pierd un meci. Adică, știu, da, ani de zile treaba asta. Orice și nu numai la basket. Mă dă seama, orice este posibil, treaba noastră, mai ales în aceste meciuri de pregătire pe care le vom avea, este să încercăm să găsim un rol pentru fiecare parte, să învățăm cum să-i folosim cât mai eficient pe fiecare. M-am uitat un pic pe procentajele lui Kenneth Carpenter. Un băiat care a avut mai mult de 40% la 3 puncte în sezonul petrecut în Macedonia de Nord, la Palister, unde a jucat. Palister. Da. Spune-mi, te rog, îl vezi depășindu-l pe Brkić? Sunt profile diferite. Nu cred că pot să vă spun dacă îl va depăși sau nu, că nu ăsta e rolul, să-l depășească sau nu. Rolul nostru este să fim cât mai eficienți ca și echipă, iar rolul nostru ca și staff tehnic, ca și antrenor, este acela de a găsi, de a face toți cei 5 jucători care se află pe teren să funcționeze ca un tot unitar, nu ca 5 indivizi care se întrec, care se înscrie mai multe puncte. Vorbește-ne puțin despre tinerii basketbaliști pe care i-a țin regimentat acum și dacă această întinerire accentuată față de sezonul trecut, crezi că va aduce și un salt?
tot ce înseamnă jucători tineri care fac pasul către seniorat, intră într-un proces de formare. Niciodată tinerii, în momentul în care fac pasul și intră în lotul seniorilor sau în lotul lărgit al seniorilor, nu au cum să performeze din primul sezon, pentru că tot ce înseamnă parte de juniorat e complet diferit de ce se întâmplă la seniora, viteză de joc, principii și așa mai departe. Iar ei trebuie să integrați rezultatele, ca și, uitați-vă la Dinu Codruz, la Angelian George, la Robert Pătraru, care au fost din primul sezon, abia acum încep să se vadă tot mai bine orele acelea în plus de antrenamente cu seniorii și faptul că se antrenează cu seniorii. Așa e în viață până la urmă, da, trebuie pregătești, crești. Trebuie timp, trebuie să avem răbdare cu ei, dar am spus mai devreme în începutul emisiunii, avem niște copii foarte, foarte talentați, cu un potențial imens, trebuie doar să avem grijă de ei, să le acordăm încredere și eu sunt sigur că o să performeze la cel mai înalt nivel. Uh-huh. Care ar trebui să fie cei doi români cu care intrați pentru prima dată, ca să zic așa? În principiu ar fi vorba de Corpodean și Bogdan Popa, care sunt jucătorii români cu cea mai mare experiență de la Bogdan noi. Bogdan Ploieșteanu. Bogdan, da, al nostru Ploieșteanu. Da. Dar diferă, nu pot să vă spun că ei vor fi... Da, cei da, nu, ei am spus așa, da, orientativ contează discuție. Contează foarte mult match-up-urile pe care le avem cu echipa cu care jucăm, pentru că putem începe foarte bine cu unul dintre copii. Uh-huh. Spre exemplu, uitați, acum am avut amicalul cu București, a început Angelian în locul lui Corpodean. Ei, asta vreau să te întreb vis-a-vis de Corpodean. Din interviul care a fost acordat de Mihai Popa la, și pe care distinși și telespectatorii l-au urmărit, s-a înțeles faptul că Petrolul CSM și l-a dorit foarte tare pe Corpodean. Da, l-am dorit, pentru că am vrut un al doilea jucător român cu experiență. Uh-huh. Adică el pe lângă ăsta, pe lângă Popa. Pe lângă Bogdan Popa, da. Uh-huh. El, bun așa, adică eu l-am urmărit pe parcursul timpului. Este ok. Este un jucător care... Ar putea să-l mai văd crescând, sau-l mai vedem crescând. 100%. Anul trecut consider că n-a fost un sezon foarte bun pentru el, prin prisma faptului că nu a primit un rol important. Uh-huh. Constanța a avut un buget foarte mare și a adus jucători foarte valoroși pe poziția pe care juca și el. Și asta l-a cam afectat ca și minute de joc și ca rol pe care l-a avut în echipa respectivă. Dar consider că este un jucător care, în primul rând, este constant. Un jucător cu... Lucru care contează foarte mult la basket. Contează foarte, foarte mult. Da, și este un jucător foarte ok ca și caracter, un jucător care livrează eficiență, care nu are nevoie de foarte multe minci și este, cum v-a spus și Mihai Popa, este un jucător pe care noi ni l-am dorit. Mm-hmm. Dar cum l-ați agățat? Păi este clujean ca și Miță și cred că asta a avut un rol în aducerea lui. Am înțeles. Și prin plecarea lui Chițu și a lui Popacalut au plecat doi. A venit unul singur. Uh-huh. Așa cum ați și spus, că ați mai făcut un loc. Da, da, da. Asta a fost realitatea. Deci ai spus la un dat că bugetul de anul trecut este sensibil egal cu cel de anul ăsta. Da. Intenționați să mai intenționați să ne mai propuneți niște noi sponsori care să alăture echipei? Adică sunt discuții pe tema asta? Da, sunt discuții pe tema asta. O să ni se alăture la Cocoș. O să vină și alături de noi și pe calea asta țin foarte mult să le mulțumesc. Și tot căutăm și prin intermediul emisiunii noastre, dacă or să ne vadă oameni care vor să vină aproape de noi și cred în proiectul acesta care crește de la an la an cu copii, cu tineri ploieșteni care fac parte din lot, uitați, fac o paranteză acum, avem din totalul de 15 jucători pe care are echipa de seniori, avem 5 jucători străini și un jucător român care este de la Cluj 6, restul de 9 jucători sunt ploieșteni. Care sună bine, ca să zic așa. Păi nicăieri prin țară nu mai există așa ceva, deci pentru noi ăsta este un lucru foarte, foarte important și revenind, dacă sunt firme care vor să se alăture acestui proiect, pot vorbi direct cu Dragoș Pătraru, care este oarecum ambasadorul acestui proiect și el este complet voluntar alături de această echipă, dar ne ajută foarte mult cu partea asta de media și așa mai departe, el se pricepe mai bine aici.
pot discuta direct cu el și... Dar i-a plăcut lui să facă treaba asta sau...? Este de la început și a fost de la început lângă noi, ne-a susținut în tot ce... Adică el în tinerețe a făcut mai bun fotbal, să juca mai mult. Da, dar băiatul lui este lângă, faptul lângă că și băiatul echipei și prin prisma acestui lucru ne-a ajutat. Dar nu a ajutat doar echipa la care este băiatul, i-a ajutat toate echipele. Da, am înțeles, Adică nu se face o preferință pe tema asta și, bine, n-ar avea logică, dar în sfârșit. Cunoaștem pe parcursul anilor oameni care s-au impus prin felul ăsta doar că era unchiul sau că era nu are fiul, nicio legătură, credeți-mă. Mi se pare absolut corect să fie așa. Staful tehnic a fost completat prin venirile scouterului Nemanja Tomić și a kinetoterapeutului Iulian Samoilă. Vorbește-ne puțin despre cei doi. Nemanja Tomić se ocupă de partea de scouting și de partea de skills coaching. Skills coaching este o nișă a ce înseamnă basket și antrenamentul de basket în sensul de individualizare și tot ce înseamnă parte de micro-skills, adică tehnică individuală a jucătorilor. A fiecăruia. Da. Lucrează cu fiecare în parte? Lucrează cu copiii de perspectivă din cadrul secției, nu doar pentru echipa de senior. Are mai multe roluri. Da, și pe lângă el l-am adus și cu ideea de a încerca să creștem tinerii antrenori ploieșteni din cadrul clubului și a putea să aibă ocazia să lucreze cu un astfel de antrenor, pentru că în viitor să putem crește și mai mult. Și kinetoterapeutul? Iulian Samoilă este... Parcă a mai fost, nu? A mai fost la noi acum câteva sezoane, a fost cu CSO voluntari până în iarnă, dacă nu mă înșel, ceva de genul, și s-au despărțit. Da, cu Ionuț Georgescu. Da. La echipa la el acolo. Și a venit acum lângă noi prin plecarea fostului kinetoterapeut de la echipă, a trebuit să aducem un kinetoterapeut și ni l-am dorit mult pe Iulian. Mă bucur că am reușit să-l aducem. Ai spus la un moment dat că Nemanja Tomić este și scouter. Da. Vorbește-mi un pic despre ce faci. Vede el și propune? Sau cum? Nu, scouter în sensul... Sau nu e scouter ca la fotbal? Nu este ca la fotbal. Partea de scouting la noi se referă mai mult la vizionarea meciurilor cu echipele care urmează să jucăm și scoaterea din acele meciuri, a sistemelor de joc, a tendințelor jucătorilor adverși. Am înțeles. Și adică prezentarea lor în ședința video premergătoare meciurilor. Trebuie să ai un pic de expertiză și la treaba asta. Da. Adică, practic, tu vii și pui pe masă niște cărți ale adversarului. Da. Da. Ar trebui să vedem o echipă mai dinamică, ar trebui să vedem o echipă mai rapidă. Da, consider că toți cei trei jucători pe care i-am adus sunt americani și au viteză de joc mai mare decât jucătorii pe care i-am avut sezonul trecut. Și consider că, da, viteza este unul din capitolele la care cred că ar trebui să fie mai bun decât sezonul trecut. Să anunțăm și faptul că din regie colegul Marius a pus câteva imagini de la partida pe care ieri ați disputat-o în Giulești cu Rapidul, o partidă pe care ați pierdut-o 76 la 93, ceva de genul ăsta. Și că în timp ce vorbesc cu Ionuț, imaginile se vor derula. Vreau să te întreb, s-ar putea atinge, potrivit bugetului, play-off-ul pe care l-ați ratat atât de dramatic în sezonul trecut? Noi ne dorim foarte mult. Bine, toată lumea ne dorește. Ne dorim foarte mult să ajungem acolo, dar nu putem spune că este în momentul de față și cu bugetul pe care l-avem, nu putem spune că este... obiectivul principal, să spunem. Dar care e obiectivul principal? Eu cred că la noi, pentru noi personal, ca și staff, noi ne dorim play-off-ul, dar nu știu sigur dacă vom putea să ajungem până acolo. Bine, e și de vreme să vorbim, pentru că momentan am avut decât un meci de pregătire. Și ce să fac, Ionuț? Eu am emisiunea acum, te-am invitat acum, vorbim acum. Da, corect. Da. Noi încercăm să evităm acea zonă, cele ultime patru locuri ale clasamentului și să obținem o clasare cât mai bună peste aceste patru locuri. Practic ce ar fi? 5 echipe dintr-o grupă și 5 echipe dintr-o grupă ar alcătui play-off-ul. Nu. 5 echipe dintr-o grupă cu 5 echipe din cealaltă grupă ajung în Elite 10. În Elite, da. După care ultimele două clasate
ies și rămân 8, acele 8. Și din alea 8 te lupți? Acele 8 alcătuiesc play-off-ul. Și eu ce fac? Eu vreau în elită. Acolo da, acela este un obiectiv realist. Eliten. Nu s-ar putea? Ba da, asta am spus, acela este un obiectiv realist. Adică ăla este un obiectiv realist. Pentru păi că... da, că sunt echipe pe linia voastră, pe, ar fi Oradea, ar fi Craiova, ar fi Piteștiu, da, ar fi Sibiu. Sunt echipe... Mama, am zis 4. Nici eu nu știu să vi le spun acum pe toate pe de rost. Cam astea sunt. Vâlcea. Vâlcea, bine, dar astea sunt sub tine. Constanța... Sub noi de ce? Că da, așa echipe... zic eu. Da. Am înțeles, am înțeles. Bine, sunt sub noi. Eu am zis 4 astea Constanța, care sunt top peste da, tine, cum ar veni. Oradea, Sibiu, Craiova. Da. Astea sunt peste, da, și mai am mai sunat. Constanța. Și Constanța e peste tine? Păi Constanța și... Eu am zis să bați Constanța. De... Lasă... am zis că nu joacă bugetele, da, dar anul ăsta poate îi ciupim. Dar să mai sunt și cu de alea în ultima secundă. Noi încercăm. Voi ați tot dat? Bine, ați și dat în sfârșit. Jocul de la Rapid, după aia aveți duminică cu Laguna. Nu, avem vineri cu voluntari acasă. S-a schimbat. Pe întâi. Nu s-a schimbat. Păi eu n-aveam așa ceva. A, vineri cu voluntariul la ora 18, da, la Ploiești. Da, exact. După aia aveți cu Laguna, corect, la București. Bun, spune-mi de meciul de aseară. Cum a fost meciul cu Rapid? Consider că a fost un meci echilibrat, care în prima parte, când am folosit, să spunem așa, line-up-urile principale, l-am condus. După care diferența de scor s-a produs în a doua jumătate a sfertului 4. 4, da, 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 chiar am văzut că acolo când ație... am rulat și copiii și pe toată lumea. Că până la urmă nu e un scop în sine rezultatul. Vă nu v-ați dus ca să-i bateți pe Rapid. Bineînțeles că rolul acestor meciuri de pregătire este acela de a încerca să găsim chimie între jucători, de a găsi roluri pentru fiecare, diferite formule de joc, diferite line-up-uri pe care le putem folosi. Debutul oficial al sezonului este programat cu prilejul primei faze a Cupei României, da, 15-17 septembrie. 16-17 în cazul nostru. Da. La Craiova. A câștigat Craiova acest turneu, da? Da. Da, voi ați participat? Păi nu, nu am vrut să licităm. După cum bine știți, ședința de atribuire a acestor turnee s-a făcut ca o licitație unde s-a pornit de la 5.000 de lei și s-a ajuns până la 15-20.000 de lei decât taxa de atribuire a turneului. Și atunci, prin prisma faptului că nu avem un buget pentru așa ceva, am decis că... Păi de alții au buget, Craiova are buget pentru așa ceva? Aparent, se vede da, că da. Aparent da. Păi dacă nu să avem și noi, bă, hai, bă, să... noi de ce să nu participăm? Bă, Ploieștiul e de mai orașul. Da, Craiova e de mai județul. Da, într-adevăr. Dar v-am spus, fiecare echipă... Nici măcar nu v-ați trecut pe gând, ca să ne înțelegem. Nu, pentru că v-am spus mai devreme, fiecare echipă își gestionează bugetul într-un mod diferit. Noi am ales să punem acei bani pe, pentru a aduce niște jucători mai valoroși decât să luăm acel turneu. Asta și pentru faptul că această competiție Cupa României este trecută în planul 2 nu, al vostru? Nu, 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 nu. 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 Deci nu asta a primat faptul nu, că nu, bă, aia las Cupa României. Nu, 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 nu. Este o competiție pe care o tratăm cu foarte mare importanță, pentru care ne pregătim intens acum. Deci, practic, ce aveți? Aveți meci cu echipa gazdă și meci cu Timișoara. Parcă ce acolo? Dacă nu mă înșel. Să mă uit, să verificăm. Deci aveți cu Timișoara. Cu ce? Cu SCM Timișoara? Nu. Craiova și SCM Timișoara. Ia spune care sunt șansele depășirii acestui prim obstacol. Păi, eu consider că avem șanse reale. La început, în primele meciuri și începutul de campionat și Cupa României,
cred că toată lumea pornește cu o șansă egală, pentru că echipele nu se prea cunosc, scoutingurile sunt destul de subțiri, să spunem așa, în sensul că nu avem foarte multe informații despre echipele cu care urmează să jucăm și cred că toată lumea pleacă mai mult sau mai puțin cu o șansă egală. Pe funcție de treaba asta, ai sesizat și la meciul cu Rapidul de ieri ceea ce mi-ai spus până acum? Da. Faptul că echipa nu este, din punctul tău de vedere, rodată ca și cum ar fi prima etapă de campionat, să intri, să câștigi? Sigur. Pentru noi s-a văzut la noi că este primul meci, primul test, să spunem așa, iar la ei am putut observa oarecare chimie, cum că era deja pentru ei al treilea meci de pregătire. Și contează? Contează foarte mult, vă dați seama, fiecare echipă crește de la meci la meci, învață, se folosească, se încheagă relații de joc între jucători. Cum îi vezi pe Rapid anul ăsta? Am vagă impresia că e o echipă, iar bogată. Da, este o echipă bogată, este o echipă cu jucători buni. Am trecut, ziceai, unul care avea 20.000, pare. Da, mai mult. Da? Și a fost adus altul, da. A fost adus altul care a fost pe aceiași bani. Și Tyler Stone era undeva la 17.000 de euro pe lună. Da, a avut peste 2 milioane de euro sezonul trecut, buget. Păi îți mai vine să mai joci. Tu ca sportiv, tu ca manager, să ai discursul bine închegat și să joci în elită ăla. Haide că nu mai dăm după gard. Să dea Dumnezeu să ajungem acolo. Da. Spune-mi, te rog, campionatul începe în weekendul 22-24 septembrie, adică la o săptămână după debutul cu Cupa României. Jucați în prima etapă la Pitești. Nu știu cum... Cât de bine a spicat cu Piteștiul ăsta, este un meci foarte tare, foarte tare. Da. Al doilea meci l-aveți cu Constanța, acasă. Acasă. Din punctul meu de vedere, o posibilitate excepțională să puteți să intrați adânc cu dreptul în competiție. Voi cum vedeți treaba asta? Uite, am zis serie. Oradea, Sibiu, Craiova, Piteștiul și Târgu Mureș. Da. Și 6 ar fi Petrolul. Dăm Târgu Mureș la o parte, că i-ați bătut anul trecut. Bine, a și pierdut aici. Corect. Doamne, ce m-am enervat la meciul ăla. Cum ați reușit, Doamne, să pierdeți meciul ăla? Ce ați avut în meciul ăla? Nu știu. Am avut niște accidentări care ne-au împiedicat să ne pregătim. Bă, dar la 4 meciuri consecutiv, lasă-mă în pace. Trebuia o victorie. Aia a fost perioada în care ne-a fost foarte greu să ne pregătim. Am văzut un antrenor principal, adică pe Mihai Popa, care din culoarea aia rozalie pe care o are la față, l-am văzut o paloare închisă. Era atât de supărat încât eu am avut impresia că se lasă. Adică nu că se lasă de Basket, că se lasă de Ploiești. Așa am avut eu impresia. Și tamam bine că probabil că s-a convins, nu știu care a fost treaba și a rămas sezonul ăsta. El și când a venit anul trecut, vorbea despre o chestie pe termen lung. Da. Și acum nu știu cum e la basketul ăsta termen lung, ai văzut la fotbal. Etapa 1 schimbare, etapa 3 se schimbă, etapa 5 se schimbă, adică se poate orice la fotbal. Avem și noi echipe care fac asta și la basket, nu decât la fotbal. Și care e? Rațiunea asta. Ce e asta? Nu contează sportul, fie că vorbim de fotbal, fie că vorbim de basket, de handbal, chestia asta cu schimbatul, gândiți-vă, când vine un antrenor nou, schimbă mentalitate, schimbă absolut tot și întotdeauna îi ofer celui care vine în mijlocul sezonului scuza să spună, domne, nu am format eu echipa asta, asta e lotul care am lucrat. Dar cel care vine și propune schimbarea, îl schimbă pe Popescu cu Ionescu, dar ăla nu gândește cu ce ai spus tu acum? Nu știu să vă spun. Jucătorii ăia în teren, într-un fel este să fie biciuiți de un antrenor în etapa 1 și 2 și într-un fel de în etapa 3 și 4. El ce să mai înțeleagă? Că bănesc că e vorba și de o strategie, cred eu. O strategie de joc, adică nu se joacă oricum, orice. Bineînțeles că nu, iar aceste principii fundamentale pe care noi le implementăm jucătorilor durează timp până ele se transformă în automatisme. Nu aveți parte de...
sărbători de iarnă, m-am uitat pe program. Nici anul trecut nu. Aveți meci până în Crăciun, aveți meci până în anul nou, aveți meci fimea aia după anul nou. Cum faceți cu... Că asta, am uitat să te întreb și anul trecut. Cum faceți cu americanii ăștia? Ei n-au sărbători? Nu. Sau au înțeles că... Toți ne asumăm și ne-am asumat că... Asta este programul și trebuie să respectăm și perioada de pregătire cu tot. Adică e profesionist. Și ca și parcă și noi, dar parcă americanii fac un spectacol în sine din Crăciun, din anul nou, au ei sărăcina, nu știu, îmi place mie mult, probabil. Cred că simt și ei treaba asta. Da. Ei cum au pe parcursul unui sezon competițional, deci vine acum, începe în toamnă și termine în primăvară, la sfârșitul primăverii, da? La începutul verii. La începutul verii, ca zic. În perioada asta nu pleacă niciunul acasă? Nu. Adică nu pleacă decât dacă, Doamne ferește, se întâmplă ceva. Rest, dar în rest nu. Nu. Cum e, bilete de avion și chestii de genul ăsta sunt de club? Biletele de avion pentru ce? Pentru aducerea lor? Pentru aducere și plecare? Că restii nu au... M-am spus, nu pleacă acasă. Doar și aici stau, da. Le-ați dat locuințe sau își închiriază ceva? Își închiriază apartamente. Am ajutat în partea asta de a-și închiria apartamente. Pe unde? Ceva. Are o strategie pe lângă sală? Sau pe... Încercăm să le găsim cât mai aproape de sală pentru a le fi ușor cu transportul. Pentru o parte dintre ei, uitați, spre sezonul, din sezonul trecut, Darius Motors și Arena Auto ne-au ajutat ca și parteneri de mobilitate și țin să le mulțumesc pe această cale și sperăm ca și anul ăsta să fie alături de noi. Da, am discutat și sezonul trecut și sezonul acesta. Mai mașină? Cât? Rubane? Dar nu pentru, vă dați seama, nu putem chiar pentru toți decât pentru... câțiva dintre ei. Probabil că se mai și grupează, nu? Se mai și grupează, da, pentru că stau relativ aproape. Știu trasele. Și da. De mâncat? Aveți o locație agreată, da, unde serviți? Avem un restaurant unde... Unde serviți masa? Unde sau ce? Numai prânzul sau ce? Nu, au prânzul și cina. Stați, bre, că stați bine. Da. Adică chiar ok. Eu știam că e vorba despre o masă. Nu, sunt două mese, prânzul și cina. Mă rog, dar fiind atât de mari, cu siguranță trebuie să mai suplimenteze. Să mai bage că, da, eu i-am văzut și prin supermarketuri și prin asta, da. Mai suplimente, chestii de genul ăsta care trebuie neapărat apă, multă apă și așa mai departe. Spune-mi, te rog, un singur lucru și cu asta și încheiem emisiunea. Dacă ar fi să ai o singură dorință relativ de basketul la această echipă mare a Petrolului pentru sezonul 2023-2024, care ar fi aceasta? Să ajungem în play-off. Deci asta este dorința clară. Da. Pentru că de dorința fiecare mea. Dată, am înțeles, e vorba de dorința ta. Da. De ce te întreb? Pentru că cu cine am mai vorbit? Antrenori de la alte sporturi? Se feresc să spună lucrul ăsta. Pentru că ei spun că spun o presiune în plus pe echipă și că se aude de la această emisiune faptul că se pune presiunea asta și că se joacă altfel. Să o lăsăm așa, să vedem de la... Mamă, le știu pe din afară asta. De la meci la meci, de la etapă la etapă, ne concentrăm, ne focusăm pe etapa următoare. M-ați întrebat de dorința mea. Am înțeles. Adică, tu ai prins tip, o pasta. Eu sunt un tip... competitiv. Ați ajuns să mă cunoașteți. Și asta, deci, asta îmi doresc eu foarte tare. Spune-mi, în afară de basket, mai faci și altceva? Nu, că eu pe unde te văd numai la basket. Păi nu am. Adică nu te văd și prin alte locuri. Nu aveți cum să mă vedeți prin alte locuri, pentru că efectiv... Ai fost în concediu? Sunt în sală. Am avut 7 zile de concediu. 7 zile? Da. Nici nu pleci bine de acasă, ești aici și întors, ca să zic așa. Da, seama, sunt foarte multe lucruri de făcut în ce înseamnă gestionarea unei echipe de seniori, foarte multe lucruri de pus la punct. Sincer, te întreb acum, că nu ne aude nimeni, îți place ce faci? Da, cred că dacă nu aș iubi ceea ce fac, nu aș putea să fac lucrul ăsta. Nimeni nu cred că ar putea să facă, să aibă atâtea responsabilități dacă nu iubește cu adevărat sportul ăsta. Așa de greu e? Ce faci.
Sunt foarte multe, nu neapărat că e greu, sunt foarte, foarte păi multe. Dacă tu te ocupi și la 14, și 15, și 16, și 17, și 18 ani, da, și da, echipa mare. Plăcere. Și du-te acolo, și du-te și în străinătate, revino, du-te, alo, nu vin, vezi tu. Sunt chestii care te mace. Tu când faci programul ăsta, cum îl faci? Cu creionul pe hârtie și zici ora 18 aici, ora 21 acolo, ora... Să spunem că programul suferă foarte multe modificări de la ce stabilesc inițial și de la programul cadru pe care îl fac inițial, suferă foarte multe modificări pentru că se modifică etape în funcție, la seniori în funcție cum sunt televizate, automat trebuie să modificăm programe de antrenament și la juniori și mai departe. Dacă ar fi să mulțumești unui singur om acum pentru ceva, cui ai mulțumit? Sunt mai mulți, n-aș putea să vă spun unul singur. Dacă ți dau pe toți, vorbim două zile. N-aș putea să vă dau un singur om, sunt mai mulți, v-am spus. De și la, prefer să nu spui despre niciunul. De la primăria Ploiești, la Dragoș, Pădraru, sunt foarte tot ce înseamnă conducerea CSM Ploiești, pentru că, v-am spus, ne-au dat... Mamă, această... te-ai pus bine cu toți, ai reușit. Nu, e vorba de pus bine. Primărie, sunt oamenii care ne-au dat liniște pentru a crește cu acest proiect și v-am spus... Dar nu-i normal, bă, astea-s chestii de normalitate. Stați un pic, lumea le vede ca pe niște chestii normale, dar dacă ne uităm prin alte părți, prin țară... Dar de ce să ne uităm așa? În alte părți? Dacă mă uit în țară, mă uit la Cluj. Mă uit la Oradea. Da. Eu acolo vreau să mă uit, în rest nu mă uit nicăieri. Da, corect. Dar ce să mă uit eu pentru lucruri care sunt normale? Tindem spre Cluj și Oradea, dar trebuie să vedem că totuși... Dar sunt prea multe halte. Mai avem câteva opriri. Eu cred că putem, avem potențialul de a ajunge acolo, dar pas cu pas, m-am spus, uitați-vă. Acum dau dintr-una într-alta puțin. Când am început prin, nu știu, 2019, dacă nu mă înșel, erau 5 sau 6 copii în secția de basket. Am ajuns acum, avem între 350 și 400 de copii. Copiii vin într-una. Se vede că ceea ce facem noi și emulația și tot fenomenul ăsta creat de echipa de seniori atrage copii către sport. Da, către basket e un sport care atrage. Ce să mai... Nu mai e... Nu e ca la fotbal. Fotbal e multă muncă, la basket și că nu e prea multă muncă, dar când ajung acolo își dau seama că într-adevăr este multă muncă și la basket. Deci gata, am convenit, te-ai pus bine cu Consiliul, te-ai pus cu primarul, te-ai pus cu CSM-ul, te-ai pus cu toată lumea. E foarte bine, bine că e așa, noi așteptăm de la Petrolul CSM anul ăsta gândul tău să primeze faptul că îți dorești foarte tare să ajungeți în elit acolo unde doar echipele bune ale campionatului sfârșesc. Vreau să îți mulțumesc pentru că ți-ai făcut timp să ajungi și la emisiune. Probabil că dacă intram în campionat era din ce în ce mai greu. Dumneavoastră, stimații telespectatori, vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire săptămâna viitoare, când probabil că o să aveți o surpriză, întrucât aici în studio va veni un colecționar cu state de servicii foarte mari, un iubitor de petrolul, un tip care îl știți, chiar dacă nu o să-i spun numele acum, dumneavoastră cred că l-ați ghicit. O seară bună! Mulțumesc încă o dată, Ionuț. Și eu vă mulțumesc pentru invitație. Seară bună! La revedere!